Bună ziua și mulțumesc foarte mult că ați dat cursul invitației noastre. Ea este explicată prin faptul că am avut foarte multe solicitări din partea mass media ca să discutăm despre rezultatele anului 2023 și am considerat oportun ca să vă adunăm pe toți împreună și să oferim un mic raport retrospectiv ce am făcut în anul 2023 și care ar fi planurile pentru anul viitor, deoarece am utilizat în mare parte banul cetățeanului nostru din Republica Moldova, dar și celor de peste hotare. Astfel suntem obligați să raportăm în fața dumnealor cam ce am realizat cu ajutorul lor. Deci raportul va fi împărțit pe niște blocuri care le considerăm cele mai importante, deoarece dacă am povestit absolut despre tot ce am putut să realizăm și am încercat să realizăm în acest an, cred că ne va lua foarte mult timp. În primul rând, am lansat două rețele foarte mari, naționale, care au ca scop să lărgească accesul cetățeanului la anumite servicii medicale de calitate. În primul rând, am creat un serviciu național de asistență medicală pentru cazul accidentelor cerebrovasculare, deoarece dumneavoastră cunoașteți că Republica Moldova se află pe primele 10 locuri în lume în ce privește incidența AVC-ului, iar mortalitatea provocată de AVC este de 3, 4, 5 ori mai mare decât în state ale Uniunii Europene. La noi, Republica Moldova, la o oră se înregistrează un AVC, iar la o oră și jumătate, un deces în urma unui accident cerebrovascular. Total am creat 13 centre, dar este important să menționăm că din cele 11 centre primare, 10 sunt în raioane, ceea ce nu a fost niciodată și acestea sunt raioanele. Edineț, Soroca, Florești, Orhei, Ungheni, Hâncești, Căușeni, Cahul, Comrat. De asemenea, avem în Bălți și la Sfânta Treime. Deci, două centre multifuncționale la INN, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie și la Institutul de Medicină Urgență, un centru comprehensiv care în principiu vor ajuta și metodic, dar și prin operații, deci spitalele, centrele primare din spitalele raionale. Deci scopul centrelor este să detecteze la timp și să, iar serviciul de ambulanță să aducă pacientul în această fereastră de aur la aceste centre și să intervină cât mai rapid. Cu acest scop am procurat 7 tomografii computerizate de 64 de slice-uri. Marea majoritate sunt deja instalate, altele se instalează acum și unul cu inteligență artificială de 320 slice-uri la Institutul de Medicină Urgență. La moment am început activitatea în 4 centre, deci la Institutul de Medicină Urgentă, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime și Spitalul Raional Căușeni. Și vreau să vă informez că aseară Căușeniu a raportat primul caz, deci de succes, o pacientă de 75 de ani cu AVC, căruia i s-a aplicat tratamentul trombolitic. Ea astăzi are o dinamică foarte pozitivă și va putea să meargă acasă pe propriile picioare. Deci putem spune că am început și la nivelul spitalului raional. O altă rețea națională pe care am realizat-o este rețeaua națională de colposcopie, compusă din 12 cabinete, dislocate de asemenea în diferite regiuni, deoarece incidența prin cancerul colului uterin este una foarte mare și în Republica Moldova la fiecare 3 zile decedează o femeie răpusă de această maladie. Deci 12 cabinete de colposcopie au fost asigurate cu tot echipamentul necesar pentru examinare, inclusiv colposcoape care sunt unite în regim video cu instituțiile din Chișinău, Institutul de Oncologie și Institutul Mamei și a Copilului, astfel, în cazuri mai complicate, medicii de acolo, din regiuni să poată să consulte specialiști mai de forță. Deci, avem aceste centre în Ungheni, Soroca, Drochia, Căușeni, Cahul, Comrat, Ceadărlungă, Bălți, Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, Institutul Oncologic și Institutul Mamei și Copilului. De asemenea, ne-am pus ca scop să creștem siguranța atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical prin dotarea tuturor
instituțiilor din țară cu două tipuri de generatoare. Generatorul electric, care să asigure secțiile de terapie intensivă, laboratoare, deci anumite echipamente cu electricitate în cazul dacă va exista pană de curent și aceasta să nu afecteze nici într-un caz viața pacienților critici și doi, cu generatoare de oxigen care produc oxigen la necesitatea spitalelor, astfel ca să nu mai avem butelii, ceea ce ați văzut dumneavoastră în perioada pandemică. Deci, la momentul de față, cu generatoare electrice, am asigurat absolut toate spitalele. Spitalele mari au de la 3 până la 5 generatoare. Am început aceasta încă în anul 2022 și, la momentul de față, avem 127 de generatoare electrice instalate, iar proiectul acesta a costat partenerii noștri externi, deoarece majoritatea au fost aduse și instalate cu suportul diferitor parteneri, circa 5 milioane de euro sau aproape 100 milioane de lei. Și de asemenea avem 40 de stații de producere a oxigenului medical în sumă de 86 milioane de lei. Nu există astăzi spital care nu ar dispune de această stație. Un alt proiect care a trezit foarte multe discuții în spațiul public a fost transferul spitalelor raionale la începutul anului 2023 din custodia autorităților publice locale în cea a Ministerului Sănătății de 31 de spitale raionale. La ele am devenit ministerul fondator, cu excepția celor trei din UTA Găgăuzia. Deci, în mai puțin de un an, de fapt, fiindcă noi procesul de transfer l-am inițiat în luna aprilie și total transferul juridic la multe spitale și acum semnăm contractele de comodat, dar am investit total în aceste 31 de spitale 387 milioane de lei. Aceasta înseamnă lucrări executate acolo din diferite surse, bugetul de stat, deci proiectul Băncii Mondiale, proiectul Băncii Consiliului Europei, echipamente procurate de minister și echipamente venite din donații de la parteneri. Și o să vă dau două exemple, un spital mai mare care este Spitalul Soroca, investițiile totale au ajuns pe parcursul la 7 luni la 11 milioane de lei și Spitalul Cimișlia, care este unul mai mic, care a atins 8 milioane de lei. Dacă ne referim doar la investițiile efectuate din bugetul de stat către aceste spitale, pot să spun doar să aduc câteva exemple. Hâncești, din bugetul de stat, a executat reparații în sumă de 5,4 milioane de lei. Căușeni, 3,5 milioane. Fălește, 3,4. Strășeni, 6,8 milioane de lei. Ocnița, un spital micuț, 2,1 milioane. Deci Tăraclia, 2,1 milioane, iarăși un spital micuț. Și aceste cifre care vi le-am anunțat acum sunt doar din bugetul de stat. Total, sumele, după cum am spus, sunt mult mai mari. Asta este pentru cei, răspunsul meu este pentru cei care întreabă mereu ce s-a întâmplat cu spitalele raionale. Spitalele raionale s-au schimbat extraordinar la față și când o să merg într-un spital raional în următoarea vizită, o să invit și presa ca să vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în aceste spitale și cum are loc schimbarea lor la față. Deci un alt bloc este, în general, modernizarea instituțiilor medicale din țară și ne-am pus ca scop să modernizăm instituțiile, deoarece nu putem vorbi de motivarea personalului medical de a rămâne în careva instituții cu echipamente și infrastructură veche și nu putem vorbi de calitatea actului medical atunci când nu punem la dispoziție personalului medical echipament performant, deoarece suntem în secolul 21. Deci, întâi și întâi ne-am dorit foarte mult, într-adevăr, să avem un act medical pe măsura așteptării pacienților, cetățenilor noștri și am procurat echipamente și dispozitive medicale. După cum am spus, am procurat 12 tomografii computerizate în sumă totală de 140,1 milioane de lei și nu doar în aceste centre de AVC, dar cunoașteți că a fost instalat și la Spitalul de Copii Ignatenco Municipal. De asemenea, avem procurate și pentru Institutul Oncologic, pentru multe alte instituții. Dumneavoastră, de fiecare dată, sunteți
invitați la evenimentele de presă, astfel ca cetățenii să fie informați ce și unde se instalează. Deci am fortificat capacitatea la 9 centre perinatale prin echiparea sălilor chirurgicale pentru operații pentru femei, săli de naștere, terapie intensivă cu un buget total de 2,4 milioane de dolari, pentru ca fiecare viitoare mămică în această țară să fie sigură că nașterea va avea loc în cele mai bune și sigure condiții. Deci și pe parcursul anului am avut mai multe consilii, de asemenea ordine emise care țin anume de calitatea actului medical la naștere și pentru prima dată ne-a reușit să scădem indicatorul mortalității materne de 5,3 ori, înregistrând doar câteva cazuri în anul 2023, acum facem totalurile și sperăm anul viitor să fie și mai bun și să atingem scopul nostru să nu decedeze nici o mămică atunci când vine să nască. Deci, de asemenea, am dotat spitalele republicane, municipale, raionale cu sute de mese de operații, lămpi de operații, aparate de ultrasonografie, aparate radiologice, inclusiv pentru cubrați pentru operații ortopedice, analizatoare pentru echilibru acido-bazic pentru toate spitalele din țară, mii de paturi pentru diferite dimensiuni, inclusiv absolut pentru toate secțiile de pediatrie și am făcut-o centralizat. Brancarde, echipamente de resuscitare, ventilatoare, inclusiv pentru nou-născuți, fotolii ginecologice, colposcoape, monitoare, defibrilatoare, sute și sute de paturi pentru reanimare sau alte tipuri de paturi funcționale și multe alte echipamente. Dar, încă o dată repet, au fost sute și sute de echipamente. De asemenea, medicina primară a fost dotată cu 1200 de computere și accesorii de circa 1 milion de dolari, astfel ca să aibă acces la sistemele informaționale. Am investit foarte mult și investim în infrastructură, astfel ca pacienții și personalul medical să dispună de condiții normale acolo unde lucrează. Deci cunoașteți că în Institutul de Medicină de Urgență a fost inaugurat în luna mai a acestui an, cea mai mare unitate de primiri urgente din țară. Costul total atât a lucrărilor de infrastructură cât și a echipamentelor procurate sau primite din donații a fost echivalent cu 94 milioane de lei. Deci, practic, într-un an și jumătate au fost efectuate investiții și lucrări în suma aceasta. Deci au fost inaugurate, cunoașteți, mai multe secții și puncte, substații și puncte de asistență medicală de urgență, centru de medicină, de asistență medicală prespitalicească de urgență. Au făcut investiții în sumă de undeva 16 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii acestor centre. De asemenea, am pregătit în sumă de 15 milioane de lei toate spațiile necesare pentru instalarea tomografilor computerizate, deoarece aceasta a instituit schimbarea tuturor rețelelor electrice, deci instalarea unor transformatoare noi electrice și aceasta a însemnat costuri destul de mari. Deci, am inițiat și până în prima jumătate a anului viitor o să finalizăm reparația a 6 edificii din domeniul de sănătate publică, inclusiv blocurile centrale a Agenției Naționale de Sănătate Publică, în valoare de 232 milioane de lei. De asemenea, este finalizată și vom începe cu luna ianuarie, inaugurarea a 11 secții de terapie intensivă în cele mai mari spitale din țară, în valoare totală de 184 milioane de lei. A fost finalizată etapa întâi a lucrărilor de reconstrucție a unității de primiri urgente în spitalul Bălți. Până la moment au fost cheltuite aproape 19 milioane de lei și continuăm lucrările și pe parcursul începutului anului viitor și de asemenea o să vă invităm să vedeți ce a fost realizat acolo. Deci total investițiile în sistemul de sănătate, infrastructură, echipamente au costat circa 950 milioane de lei pe parcursul acestui an. Aceștia înseamnă banii cetățenilor noștri din tot tipul de bugete și de asemenea banii cetățenilor altor țări care au făcut donații.
Deci, suplimentar, informăm că până la momentul de față au fost realizate proceduri de achiziții de suma de aproximativ încă 200 de milioane de lei, dar nu o vom raporta în suma pentru anul acesta, deoarece aceste echipamente vor fi instalate în anul următor și aceasta înseamnă 2 angiografii biplanare, 4 echipamente de rezonanță magnetică și multe altele. De asemenea, anul viitor vor veni și vor fi instalate echipamentele din proiectul cu guvernul Japoniei, egal cu o donație echivalentă cu 1 miliard de ieni sau 8 milioane de euro. Pentru noi a fost foarte important să sporim și accesul la medicamente și dispozitive medicale gratuite și compensate și comparativ cu anul 2022, cheltuielile din fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru medicamente și dispozitive medicale au crescut cu 20%. Doar în 9 luni, nu avem încă datele pentru sfârșitul anului, fiind alocate circa 671 milioane de lei pentru acest scop, iar numărul de beneficiari la 9 luni a fost egal cu 683.983 persoane. Pentru sfârșitul anului vom avea o sumă și mai mare. Ne dorim pentru anul viitor să creștem aceste investiții minim încă cu 20%, dar poate vom reuși și mai mult. Deci ce a fost în anul acesta realizat la acest capitol? 7 denumiri comerciale internaționale de medicamente noi pentru maladii cardiovasculare, oftalmologice, oncologice, maladie psoriasis, care a fost compensate sau total, deci gratuite, sau 80%. Pentru fibroza chistică, care este o boală genetică rară, a fost inclus în lista medicamentelor compensate preparatul Dornazia Alfa împreună cu nebulizatorul. Administrarea preparatului prin inhalare este zilnică și impune pentru un pacient un cost de peste 100.000 de lei pe an. Astfel, ei au acces la aceste medicamente absolut gratuit. Medicamente noi pentru alte maladii, ca scleroza multiplă, 6 DCI, pentru tratamentul episodic a mielopatiei, 6 DCI, pentru tratamentul episodic a encefalopatiei mixte cronice, 4 DCI. Acces gratuit a fost asigurat persoanelor cu glaucom la 3 medicamente noi de picături oftalmice, integral compensate. Acces gratuit pentru adulți și copii în îngrijirile paliative, deci în condiții de ambulator, la încă un medicament care este foarte esențial, ibuprofenul. Acces gratuit la încă un test și la o lanțetă pentru determinarea glucozei în sânge, care sunt compensate. Deci, la momentul de față, persoanele care suferă cu diabet zaharat pot alege în farmacii din 11 modele de teste și 8 modele de lansete, toate compensate. Cunoașteți că încă anul trecut am trecut aceste dispozitive la distribuirea prin farmacii, prin rețelele de farmacii, prin rețeta compensată, astfel diminuând și costurile, dar și majorând accesul pacienților. Acces gratuit la un model performant de pungă colectoare pentru stome intestinale și urinară. Dispozitivul era compensat anul trecut la 50%, acum este oferit totalmente gratuit. Persoanele cu diabet zaharat de asemenea beneficiază nu doar de teste pentru aprecierea glicemiei, dar și ace și serinci de anul acesta pentru administrarea insulinei compensate parțial. Iar unul din modele este asigurat totalmente gratuit. De asemenea, este inclus în lista dispozitivelor încă un tip de teste pentru măsurarea glicemiei. Au fost inclus în lista dispozitivelor medicale 11 modele noi de pungi și sisteme colostomice, dar și 5 modele noi de sisteme urostomice pentru unele dispozitive. A fost majorată rata de compensare, astfel ele costă mult mai puțin pentru pacienții noștri. Iar din 1 ianuarie 2024, în premieră, femeile diagnosticate care urmează tratament cu cancer mamar vor putea ridica gratuit 2 preparate oncologice esențiale, deci din farmacia de lângă casă, și acestea sunt circa 2500 de femei în toată țara care nu vor mai fi nevoite să facă drumuri la Institutul Oncologic
ca să primească aceste medicamente. Cunoașteți de asemenea, deoarece a fost anunțat recent, proiectul Farmacii La Sate, în care în anul 2024 vor fi create 150 de farmacii la state prin subvenționarea cheltuielilor de către stat agenților economici care vor dori să-și deschidă aceste farmacii în sate. Și vă aduc aminte că din 1510 farmacii autorizate în Republica Moldova, majoritatea sunt concentrate în zona urbană și doar 418 la moment există în zona rurală, astfel cetățenii care locuiesc în sate au un acces foarte limitat la medicament. Am eliminat și mai multe bariere birocratice pe care le întâlneau cetățenii Republicii Moldova. Am simplificat totalmente procedura de examinare medicală privind obținerea permiselor auto pentru șoferii amatori. Am anulat obligativitatea biletului de trimitere la medicul de familie pentru consultațiile specialiștilor. Am simplificat procedura de organizare și desfășurare a examenelor medicale obligatorii profilactice pentru unele categorii de angajați. De asemenea, am modificat cadrul normativ aferent asigurării obligatorii de asistență medicală, acordând statut de persoană asigurată de către guvern mamelor neangajate care îngrijesc copii până la vârsta de 2 ani. Am asigurat accesul femeilor neasigurate în cazul urgențelor obstetricale din contul fondului de asigurări obligatorii. Am activat statutul de asigurat pentru persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie asistență medicală în sumă fixă din momentul achitării primei, deoarece cunoașteți că înainte se activa polița de asigurare doar după 7 zile, în principiu atunci când pacientul deja părăsea spitalul, astfel era cumva condiționată plata de către pacient a tuturor serviciilor medicale. Acum, dacă persoana nu dispune de poliță și o procură, polița este activă imediat la momentul procurării. Și am aprobat restituirea primii de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă persoanelor care pe parcursul anului achită prima de asigurare în formă de contribuții procentuală, dacă sunt, de exemplu, angajați, dar au procurat la început polița din propriile resurse financiare, deci aceste sume se restituie cetățenilor. Un element foarte important rămâne resursa umană, medicii, asistenții medicali, dar și alți lucrători care activează în instituțiile medico-sanitare publice. Deci cunoașteți că am trecut 120.000 indemnizația pentru colegii noștri tineri care merg în zonele rurale să activeze după absolvire într-o singură tranșă. Astfel, 60 de tineri medici au primit deja aceste sume în forma nouă și este inițiată plata pentru alți 300 de asistenți medicali. Cunoașteți că de la 1 octombrie am majorat salariile cu 15% pentru tot personalul care activează în instituțiile medico-sanitare publice. De asemenea, am majorat salariile la medicii legiști și experții judiciari care activează în centru de medicină legală cu 35% și de asemenea a fost majorat și sporul specific cu 15% și acesta este un lucru foarte important deoarece foarte mulți ani dumnealor nu le era acceptată majorarea de salariu, astfel ei rămânând cu mult în urmă în comparație cu colegii care activeau în instituții medicale. Și am instruit și instruim mulți medici și personal medical în diferite instituții peste hotare. Am avut cu Guvernul României deci semnate deci așa schimburi de experiență și au fost medicii noștri în România, au fost în China peste 25 de lucrători medicali în domeniul reabilitării. De asemenea, în programul de medicină fetală am avut primele instruiri. Avem specialiști de peste hotare care vin aici la noi și pregătesc medicii noștri.
Și clar că pentru aceasta trebuie să dotăm infrastructura cu echipamente performante ca ei să-și poată aplica cunoștințele. Referitor la construcția celor două spitale, Bălți și Cahul, vreau să vă aduc la cunoștință că a fost semnat acordul cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului Construcția Spitalului Regional Bălți la 16 octombrie 2023. Deci, ratificarea în Parlament a avut loc la 9 noiembrie 2023. Deci, are loc desfășurată procedura de achiziție a serviciilor în vederea efectuării studiilor de fezabilitate și a proiectului tehnic preliminar pentru proiectul construcției spitalului la Cahul, care este finanțat dintr-un grant de Swede Fund. Este deja desemnată compania câștigătoare din Marea Britanie. Estimăm semnarea contractului la începutul anului 2024 și anunțăm tenderul pentru schița de proiect pentru Bălți. De asemenea, știți că au fost inițiate negocieri pe marginea proiectului acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare privind proiectul Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare, care prevede oferirea de către această bancă a resurselor financiare sub formă de împrumut în sumă de 40 de milioane de dolari, pentru ca să îmbunătățim calitatea și accesibilitatea pacienților la servicii de reabilitare, precum și să fortificăm capacitățile de management a bolilor netransmisibile la nivel național. Avem de asemenea și un grant în acest proiect în sumă de 5,5 milioane de dolari de la elvețieni. Cunoașteți că am câștigat și un proiect de la fondul pandemic în sumă de 10 milioane. Aceasta înseamnă un grant care vine în Republica Moldova pentru ca să îmbunătățim serviciile de sănătate publică și reacții la diferite pericole pandemice. Din strategii, programe naționale, în contextul în special a agendei de asociere UE, a fost aprobată strategia sectorială Sănătate 2030, Programa Național pentru Supravegherea și Combaterea Rezistenței la Antimicrobiene până în anul 2027, Planul de Acțiuni privind implementarea Regulamentului Sanitar Internațional până în 2027, Programa Național de Imunizare, de asemenea, până în 27, Programa Național de Prevenire și Control a Bolilor Netransmisibile, Programa Național de Securitate Transfuzională și Autoasigurarea Țării cu Sânge și aderarea la programul EU pentru Sănătate pentru perioada 2021-2027. Deci, echipa Ministerului Sănătății a participat activ la elaborarea Planului Național de Acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la UE, aprobat de guvern la 27 octombrie. Pentru Ministerul Sănătății sunt prevăzute peste 70 de acțiuni prin care ne-am angajat să adaptăm și să integrăm legislația Uniunii Europene în domenii precum securitatea sanitară, sănătatea lucrătorilor, controlul tutunului, reglementări pentru medicamente și dispozitive medicale, exercitarea profesiunii de medic și alte domenii conexe. Eu vreau să mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care ne-au ajutat să realizăm atât de multe lucruri, am subliniat doar cele mai importante, atât cetățenilor noștri, cât și cetățenilor țărilor Uniunii Europene, guvernului, deci au fost implicate în diferite proiecte, guvernul Statelor Unite, Japoniei, deci Norvegiei, României, sunt parteneri cu care am lucrat împreună, de asemenea prin intermediul instituțiilor internaționale, ONU, așa ca Organizația Mondială a Sănătății, Fondul Națiunilor pentru Populație, UNICEF, Organizația Internațională a Migrației. Aceștia au fost prietenii noștri, datorită cărora vom avea un sistem de sănătate, mereu spun, mai sănătos. Este foarte mult de lucru și în anul 2024 vom continua să îmbunătățim infrastructura, dar ne vom axa mai mult pe accesul cetățeanului la servicii medicale și medicamente și calitatea actului medical și probabil în ianuarie va fi aprobat regulamentul
noului Consiliu Național de Acreditare și Evaluare a Calității în Sănătate, care va fi un instrument de evaluare adevărată a calității serviciilor medicale, atât în domeniul public cât și în cel privat. Eu vreau să vă felicit absolut pe toți cu aceste performanțe. Noi am lucrat împreună și dumneavoastră, colegii din mass media, ați informat cetățenii, uneori mai reușit, uneori mai puține informații a ajuns la urechea cetățenilor. Contăm foarte mult pe ajutorul dumneavoastră în continuare. Vreau să doresc tuturor un an nou plin de bucurii, succese, realizări, multă sănătate, să îndemn oamenii să meargă la medici pentru a depista maladiile la timp, astfel ca și noi nouă să ne fie mai ușor să intervenim, iar noi vă asigurăm că vom munci cu aceeași dăruire mai departe. Vă mulțumesc! Doamna Nemerenco, bună ziua! Sunt Diana Ambros, reporter ProTV. Vă rog să faceți o precizare vis-a-vis de fuzionarea Spitalului Toma Ciorbă și cel de dermatologie. Ați anunțat că nu vor fi demiteri. Iată că într-o postare pe Facebook ați scris că va fi cineva concediat. E vorba de ambele instituții medicale. La cine anume vă referiți și ce de fapt urmează mai departe după ce a fost votat în guvern acea decizie privind fuzionarea? Deci va fi o denumire unică a spitalului? Cine va fi directorul? Va fi numit un nou concurs? Ați putea să deschideți paranteza și să faceți aceste precizări? Deci, jumătate din ce mă întrebați dumneavoastră, deci ca răspuns, este în această hotărâre de guvern care spune foarte clar cum se va numi această instituție, cum va avea loc fuzionarea. Și totdeauna vă rog foarte mult să citim și să informăm cetățenii. Deoarece se creează foarte multe scandaluri în jurul unor evenimente care, de fapt, nu costă nimic. Este o fuzionare a două spitale care sunt unite într-un management comun și consider că odată fiind aprobată această hotărâre de guvern ieri, deci acest eveniment a fost epuizat. Da, atunci când două instituții se transformă în una, nu mai există doi directori, patru vicedirectori și așa mai departe. Și aceasta se referă într-adevăr la administrație. Administrația care inclusiv a obligat lucrătorii să meargă în marșuri. Eu, cândva mai târziu, voi deschide mai multe paranteze la acest aspect, deoarece a fost o influență și o manipulare politică crasă, dar o lăsăm pe seama celor care le place foarte mult să critique. Noi vom merge în continuare și Ministerul Sănătății își dorește o instituție transformată care să corespundă tuturor rigorilor și standardelor internaționale. Niciun pacient în acest spital care ajunge cu o boală gravă infecțioasă nu poate fi tratat de către medicii infecționiști, deoarece acest spital nu are o secție de reanimare. Acest spital nu are secție de pediatrie, nu are un laborator performant. Și aceste lucruri se vor întâmpla. În procesul de fuzionare, lucrătorii medicali nu sunt eliberați, doar fiecare din ei semnează un contract adițional, deoarece este schimbată denumirea. Și credeți-mă, nu avem la Ministerul Sănătății nicio luptă cu asistenții medicali, cu medicii, cu infirmierile care, spuneam, vin din satele învecinate și nici de cum nimeni nu și-a pus ca scop ca aceste spitale să fie închise. Repet încă o dată, a fost o manipulare politică foarte ieftină și îmi pare foarte rău că mulți colegi din mass media au fost implicați în aceasta. Toate informațiile pe parcurs le veți primi la momentul când demarăm procedura. Trebuie să fie publicată hotărârea de guvern în monitorul oficial. Ulterior, Ministerul Sănătății vă va anunța, deoarece rămâne să fie un subiect de interes public, o să vă anunțăm despre fiecare pas pe care îl vom realiza mai departe. Toată lumea rămâne pe loc și oferă servicii medicale pacienților care se adresează la moment în aceste instituții. Dar vă spun, avem fonduri care, primele fonduri care vin pentru a moderniza deci laboratorul. Ulterior vom face modificări și investiții în infrastructură. Și referitor la manipularea cu referire la închiderea acestor spitale, vă informez că pe parcursul anului trecut am investit în infrastructură, echipamente, reparații în spitalul actual Toma Ciorbă peste 5 milioane de lei, iar în spitalul de dermatologie și maladii comunicabile mai mult de 2 milioane de lei. Un minister care dorește să închidă ceva nu face așa investiții. Deci vom continua să investim, indiferent de faptul
cum sunt comentate de către unii actori politici acțiunile Ministerului Sănătății. Ați putea să ne spuneți totuși câte persoane vor fi concediate în urma acestei deci restructuri? Deci nu este la moment nimeni concediat. Vor fi disponibilizate persoanele care nu se regăsesc și de obicei aceasta afectează conducerea instituțiilor. Deci este clar, 2 nu este egal cu 1. Deci, doamna Nemirenco, Angelina Ungureanu, TVR Moldova, tot la acest subiect, nu este clar unde va fi locația finală și unde pacienții vor trebui acolo să... unde sunt acum, am repetat de 100 de ori. Iată, acolo Tomaciorba. Unde sunt acolo, acolo vor fi dislocate aceste spitale. Cu investiții ulterioare și clar că probabil o secție anul viitor sau peste un an va trece într-o altă secție, deoarece chiar aceste clădiri care vor fi reparate, ele necesită investiții extraordinar de mari. Sunt clădiri istorice, cu aspect arhitectural. Și-a expus opinia și ministrul culturii. Deci vă dați seama, nu o să putem să vopsim pereții și pacientul va rămâne în acea secție. Dar aceasta este un proces lung care nu va fi finalizat pe parcurs a 2 sau 4 luni. Deci investițiile în acest spital vechi vor fi de mulți ani. La momentul de față totul rămâne așa cum este. O să vă anunțăm pe parcurs care sunt schimbările. Cine va fi totuși directorul? Va fi selectat unul din actualii directori? Sau nu va fi selectat unul din actuali. Nu avem o conlucrare bună. Este suficient? Și dacă puteți să ne spuneți, în comparație cu anii trecuți, cu cât a crescut investițiile în sănătate? Deci am spus, anul trecut am investit 1 miliard 400 de milioane în infrastructură și echipamente. Anul acesta am raportat că avem undeva 950 de milioane, dar vă spun, datele sunt nu total linia trasă, o să le avem undeva la începutul lui ianuarie, deoarece încă multe cifre se calculează. Și avem deja achizițiile realizate pentru 250 de milioane care deja vor intra în anul următor. Eu cred că vom ajunge și anul acesta la 1 miliard. Da, deci și să ne spuneți care sunt prioritățile pentru 2023, la ce suntem încă restanțieri când vorbim de medicină? Suntem restanțieri la plățile neformale, deci hai să le spunem mai sincer, la corupția din sistemul medical, la accesul jos al cetățeanului a persoanei asigurate la servicii medicale și în multe instituții la calitatea serviciilor, care nu totdeauna depind de competența lucrătorului medical, dar de echipamentele cu care ei deci, acordă aceste servicii. Doamna Nemirenco, bună ziua! Sunt Nicoleta Găină, reporter Mega TV. Deci ne dorim să știm despre vaccinurile anticovid, dacă avem suficient ser în stocuri și dacă există riscul unor noi restricții din cauza că au crescut cazurile de infectare. Deci nu există niciun risc să avem deci, restricții. Deci ar trebui să vă uitați doar pe cifrele atunci când am avut restricții care erau. Și o să vă spun cifrele în comparație și cu Uniunea Europeană și cu ceea ce se întâmplă la noi în diferite raioane. Deci noi, la momentul de față, în general, la bolile respiratorii acute, deci avem chiar o descreștere total toate bolile respiratorii acute comparativ cu săptămâna trecută cu 1,40% și este considerată morbiditatea prin aceste maladii la un nivel de intensitate joasă. Avem înregistrate 49 cazuri de gripă și total 722 de cazuri de COVID, dintre care 25% sunt în Transnistria. Deci pe malul drept avem înregistrate doar 535 de cazuri. Aceasta înseamnă 25 de cazuri la 100.000 de populații. În Europa, media este de 31 de cazuri, iar în unele țări, în Lituania și alte țări dislocate în aceeași regiune baltică, ei sunt undeva la 150 de cazuri la 100.000. Deci Transnistria deci, are un număr mai mare, 54 de cazuri la 100.000, de asemenea regiunile limitrofe a Neniei Noi, Chișinău de asemenea 41, în restul raioanelor avem 1-2 cazuri la 100.000 de populație. Deci este un indicator foarte jos. Suntem asigurați suficient cu vaccin, care are un termen de valabilitate bun. Din păcate, numărul de persoane care se vaccinează este mic,
ajungem undeva la 200 pe săptămână care vin să-și facă rapelul, invităm oamenii să vină, în special cei care călătoresc și călătoresc în zone care au o incidență mai înaltă. Deci acest indicator pe care vi l-am anunțat nici de cum nu poate să discute despre careva restricții. Am să vă rog să ne spuneți dacă în legătură cu acel băiețel care a murit la Orhei au venit rezultatele anchetei despre care ți-am anunțat. Nu, este ancheta în desfășurare, deci așteptăm și rezultatele de la medicina legală, dar de asemenea avem prin dispoziție de minister numit o comisie care va analiza absolut tot ce s-a întâmplat pe parcursul, pe traseul micuțului în sistemul medical. Eduard Măceac, Politic Medie. Doamnă ministru, vreau să vă întreb în legătură cu faptul că pe conturile Casei Naționale de Asigurări în Medicină au rămas peste 1 miliard de lei, bani necontractați, 1.300.000.000. Cum explicați faptul că continuă această tendință? Anul acesta au rămas 1.300.000.000, dumneavoastră aveți acces la casă? Acum, anul acesta? În 22. Deci noi vorbim acum de 23, trebuia să ne întrebați în 22 și vă rog să întrebați Compania Națională de Asigurări. Și stimați colegi, vă anunț, mai iau 3 întrebări, deci noi nu avem conferință de presă pe tot ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Vă rog, mai iau 3 întrebări de la dumneavoastră și aici încheiem. Spuneți-ne, puteți să ne spuneți în anul 2023 câți medici au părăsit Republica Moldova? Deci nimeni nu duce o statistică câte persoane părăsesc Republica Moldova. Noi putem să spunem câte persoane pleacă din sistemul de sănătate. Și iarăși vreau să vă spun că întrebarea dumneavoastră este una cu un aspect așa puțin manipulatoriu, deoarece din sistemul de sănătate pleacă foarte mulți pensionându-se. Noi avem doar medicina de familie în jur de 60% de persoane de vârstă pre- sau post-pensionară. Normal că acești oameni, la dorința lor, pot să meargă la pensie. În multe specialități activează persoane chiar peste 70 de ani, iar la retragerea lor din sistem, desigur, noi spunem că au plecat un așa număr de medici. Dar, cu referire la întrebarea dumneavoastră, eu o să vă dau acum cifrele, fiindcă m-ați întrebat și data trecută și eu am spus că aș prefera să discut cu cifre. Deci, la momentul de față, în Republica Moldova sunt înregistrați și activează 12.600 de medici și 23.687 de asistenți medicali, aceasta în sistemul public. Deci la momentul de față, conform datelor pe care ne le furnizează toate instituțiile medico-sanitare publice din țară, atât din medicina primară cât și spitalicească, avem nevoie de 1.019 medici. Deci 478 în spitalele raionale, 336 în cele municipale și 205 în centrele, deci și republicane, și 205 în centrele de sănătate. Cea mai mare necesitate o au următoarele specialități. Medicina de familie, 196 de medici de familie, anestezia și terapie intensivă, 110, radiologia și imagistica medicală, 61, și în acest domeniu chiar avem nevoie și antrenăm, deoarece instalăm aceste tomografii computerizate, rezonanțe, care necesită persoane cu competențe înalte, medici interniști, 49, și mulți alții. Am repartizat anul acesta promoția tinerilor specialiști care au finalizat rezidențiatul de 3 sau 4-5 ani în diferite specialități. Au existat 246 de tineri medici care au absolvit la buget, deci au fost instruiți din banii bugetari, dintre care 105 sau 41% au mers în instituții republicane, 13% au mers în instituții municipale Chișinău sau Bălți și 39%, aproape 40%, au plecat la țară în centrele de sănătate. Deci lucrurile se schimbă, deci noi avem deja la 40% persoane în comparație cu anii trecuți, când erau doar 18-20% din tineri care plecau în raioane. Aceasta depinde foarte mult de îmbunătățirea infrastructurii. Tinerii își doresc să activeze
în condiții pe care le-au cunoscut atunci când au fost instruiți aici în Chișinău. Mulțumesc. Maria Stoian, Canal 5. Doamna Nemerinco, vreau să vă întreb, adică să ne specificați totuși motivele posibilor majorări ale serviciilor medicale începând din 2024. De ce nu s-a întâmplat asta treptat, având în vedere că unele servicii de la câteva sute de lei vor ajunge la câteva mii de lei? Mersi. Deci chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Deci fiindcă sunt foarte multe confuzii, dar toți cei care critică nu vor să intre în esență. În primul rând, majoritatea tarifelor la serviciile medicale nu au fost majorate din 2011. În 2011, când au fost aprobate prin hotărâre de guvern, practic nici nu au fost majoritatea din ele recalculate, dar a fost utilizată baza de calcul care a fost aprobată printr-un ordin a Ministerului Sănătății încă în 2002. Deci unele tarife au calcule care au stat la bază a anului 2002. Și s-a făcut multă gălăgie că au crescut unele tarife cu mii, cu zeci de mii de procente. Și iată, eu aici am pe foiesa aceasta separat toate tarifele care au făcut un salt extraordinar. Și o să vă dau dumneavoastră exemplu. Deci fiecare știe ce înseamnă adenotomia sau amigdalectomia. Fiindcă în copilărie foarte des sunt înlăturate amigdalele. Deci și mulți din dumneavoastră ați trecut prin așa operație. Deci la momentul de față, această operație costă 70 de lei. Așa? Vă miră, da? Deci, în varianta nouă, ea va costa 1124. Deci, vă dați seama, într-o operație intră, deci, anestezie, dispozitive medicale, consumabile, medicamente, munca personalului medical. Poate aceasta fi catalogat o operație chirurgicală cu 70 de lei? Vă dau alt exemplu. Deci, examinarea bioptatului la trihineloză prin metoda scopiei, 8 lei. Aș spune eu care servicii astăzi în Republica Moldova costă mai mult decât 8 lei, dar nu pot să-mi permit. Deci, costul nou, 116 lei. Normal că s-a înregistrat o creștere de 1350%, care iarăși este utilizat de actorii politici. Încă o operație. Deci, plastia punctului lacrimal chirurgical la ambii ochi. Deci o anomalie sau oarecare altă operație și este nevoie să facă o plastică, o plastie la acest canal lacrimal. Este o operație microscopă cu utilizarea microscopilor moderne care sunt acum în instituțiile medicale special din Chișinău. Ea costa 117 lei. Așa o operație de destul de complicată. Deci pot să vă mai spun și alte exemple, dar avem aici unde au crescut, dar au crescut cu mai puțin, cu 500%. Și o să vă dau baroterapia cu oxigen, cu utilizarea barocamerei. Cunoașteți că multe instituții medicale în Chișinău au procurat barocamere moderne. Știți cât costă serviciul acesta? 59 de lei. Deci cât costă o barocameră, vă rog să întrebați instituțiile de performanță și o să vă spună cât costă. A fost ridicat la acest serviciu la 500. Încă o dată, specific, atunci când persoana este asigurată, ea nu are absolut nicio intersecție cu aceste servicii. Și vreau să încurajez cetățenii să-și ceară drepturile atunci când merg în instituțiile medicale și li se refuză accesul gratuit la servicii medicale când dețin o poliță de asigurare, să se adreseze unde doresc, la administrația instituției, la noi, la minister, la direcții de asistență medicală municipale și să-și găsească dreptatea la telefoanele verzi pe care le avem și în special la Compania Națională de Asigurări. Aceste tarife nu sunt pentru persoanele asigurate, dar ele sunt utilizate în calcularea costurilor care după aceasta le achită Compania de Asigurări instituțiilor medicale. Totodată vă dați seama câte echipamente noi, moderne, am adus noi. Ele nu mai pot fi serviciile calculate în conformitate cu calculele care erau aplicate la echipamente procurate în anii 70-80. Vă mulțumesc! Doamna Nemerinco, bună ziua, Irina Ciobor, One TV. Ați anunțat despre construcția celor două spitale din Bălți și Cahul. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu actualele spitale și dacă vor fi strămutate și de unde veți lua cadre medicale în aceste două spitale noi?
Deci, aceste două spitale sunt regionale. Regionale înseamnă că ele nu vor avea servicii medicale simple, să zicem așa, chirurgie obișnuită, terapie, geriatrie. Deci ele sunt axate pe deconcentrarea serviciilor care sunt în Chișinău, în instituții terțiare. Aceasta înseamnă chimioterapie, radioterapie, deci operații endovasculare, intervenții cardiologice, neurochirurgicale și terapie intensivă critică majoră. Deci ele nici de cum nu vin să preia careva din servicii din spitalele actuale. Unica secție care va trece în spitalul nou din spitalul din Bălți este secția de neurochirurgie cu neurochirurgii. În Cahul, în general, nu există servicii de acest gen care vor trebui transferate. Astfel, spitalele rămân să deservească populația din zonă și din acele municipii în continuare. Aceasta este și motivul că observați că noi investim în acele spitale deoarece ele vor continua să activeze. Probabil, nu avem încă concluzia experților, concluzia finală, probabil în Cahul spitalul nou va fi construit în curtea spitalului actual, ceea ce este bine, deoarece aceste spitale vor putea face schimb de specialiști, vor putea cumva ulterior să aibă un management comun al laboratoarelor, să-și eficientizeze cheltuielile. Deci, noi, în studiu de fezabilitate, de obicei se spune foarte clar care este numărul de specialiști care vor fi incluși în grila de funcții de state acestor două spitale. Noi luăm în considerare la pregătirea prin rezidențiat, prin secundariat clinic, la trimiterea peste hotare, la instruirea acestor tineri. Totodată vom avea nevoie și de persoane cu experiență, deci vom pregăti politici care să ne permită detașarea unor persoane cu experiență din Chișinău pentru un timp oarecare ca să pună la punct aceste secții mai importante, să înceapă să muncească. Deci este o problemă, cred că este una din cele mai grele probleme, să asigurăm deci, cu cadre medicale și în special cu medici, deoarece asigurarea cu asistente medicale este mult mai simplă în raioane. Asistentele medicale, spre deosebire de medici, preferă să meargă în regiuni mai aproape de casa lor, natală, de părinți, dar noi ținem la control acest lucru și avem o listă și pregătim în special în specialitățile care sunt cu risc mai mare și avem mai puțini specialiști și la momentul de față, nu doar atunci. Încheiem conferința de presă. Doamnă ministre, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc foarte mult și un an fericit, plin de bucurie să aveți fiecare din dumneavoastră. Mulțumim pentru cooperare și vă așteptăm și anul viitor la toate evenimentele noastre. O să sărbătoresc cu familia, deoarece muncim foarte mult și vreau să vă spun că comunic foarte puțin cu ei, deoarece îi găsesc dormind când vin acasă. Ce așteptări aveți de la noul an? Mai mari decât anul acesta.